Bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi încheiem incursiunea din istoria României în al doilea război mondial. Dacă nu ați văzut primele trei părți din această serie, vă invit să le vizionați pentru a înțelege mai bine clipul de astăzi. Să începem! Imediat după arestarea lui Ion Antonescu și căderea guvernului militar, s-a format guvernul condus de generalul Constantin Sănătescu. Acesta avea ca principal obiectiv stabilizarea relațiilor cu aliații, în primul rând cu Uniunea Sovietică. Armata Roșie se revărsa în România și comandanții sovietici tratau țara ca un teritoriu cucerit. Presat de oamenii politici importanți, Sănătescu și-a concentrat toate eforturile spre a încheia o convenție de armistițiu cât mai curând posibil. Negocierile au fost destul de grele, mai ales că România nu a putut negocia direct cu Marea Britanie sau Statele Unite, ci trebuia să o facă prin intermediul Uniunii Sovietice. Pe deasupra, ministrul de externe sovietic, Molotov, amintea ori de câte ori era nevoie, direct sau indirect, că România luptase alături de Germania până în vara anului 1944 și că părăsiseră războiul abia atunci când înfrângerea zdrobitoare era inevitabilă. Armistițiul a fost semnat pe 12 septembrie și, în esență, impunea guvernului român să se alăture efortului de război aliat cu cel puțin 12 divizii de infanterie, pe deplin echipate. De asemenea, trebuia să acordă liberă mișcare forțelor aliate pe teritoriul său, să asigure fondurile și proviziile necesare campaniei împotriva Germaniei și Ungariei, și, nu în ultimul rând, să-și asume plata a 300 de milioane de dolari pentru pierderile provocate Uniunii Sovietice în cei trei ani de război. Singurul lucru pozitiv a fost anularea dictatului de la Viena și, implicit, restituirea către România a nordului Transilvaniei, deși decizia finală avea să fie luată la Paris în 1947. Campania împotriva forțelor germane și ungare, aflate la nordul și estul Carpaților, a reprezentat, în toamna anului 1944, preocuparea principală a sovieticilor. Trupele române, numărând aproape 385.000 de oameni, au fost concentrate pentru campanie cu o remarcabilă rapiditate și fără nicio semnificativă dezertare în rândurile ofițerilor, spre marea surpriză a comandanților germani. Perspectiva redobândirii Nordului Transilvaniei, care răspundea sentimentului național al armatei, a făcut posibilă rapida lor trecere de la calitatea de aliat la aceea de inamic al Germaniei. Ofensiva sovietică și română a început pe 20 septembrie și inamicul a fost incapabil să păstreze linia defensivă de-a lungul Mureșului. Pe 5 octombrie armatele române au pătruns în Banat și pe 25, aceeași lună, întreg teritoriul românesc de dinainte de război fusese redobândit. Pierderile românești în bătălia pentru Transilvania fusese substanțiale, aproximativ 50.000 de morți și răniți. În ciuda succeselor militare, guvernul Sănătescu era în relații proaste cu autoritățile sovietice. Asta mai ales pentru că Armata Roșii a ocupat zone largi ale țării și se amestecase în numirea autorităților locale. În această dispută cu Uniunea Sovietică, guvernul român a rămas practic singur. Aliații occidentali au cedat inițiativa Uniunii Sovietice în privința chestiunilor românești în virtutea înțelegerii dintre Stalin și Churchill prin care britanicii primesc o preponderență de 90% în Grecia, în timp ce sovieticii au același privilegiu în România. În decembrie 1944, Iuliu Maniu se convinseseră că Uniunea Sovietică intenționa să comunizeze România și se temea că puterile occidentale se vor mulțumi să rămână simpli observatori ai acestui proces. Această temere avea să se dovedească cât se poate de justificată, odată cu instalarea guvernului Petru Groza acesta a fost un guvern minoritar, dar impus de Armata Roșie în martie 1945 prin directa implicare al lui Andrei Vâșinski, numit ironic și Apostolul Andrei, propovăduitorul comunismului în România. Înfrângerile Germaniei din primăvara anului 1945 au pus capăt celor patru ani de calvar pentru România. Contribuția sa la campania din Ungaria și Cehoslovacia fusese substanțială. Circa 11 divizii românești luaseră parte în așa numita operațiune Budapesta, în centrul și nordul Ungariei. De la sfârșitul lui octombrie 1944 până în ianuarie 1945, suferind pierderi umane ce au însumat 11.000 de morți și răniți. Din decembrie 1944 până în mai 1945, aproape 250.000 de soldați români fuseseră în vâltoarea ofensivei din Slovacia și Moravia până în Boemia, avansând până la 80 de kilometri de Praga, când, la 12 mai, li s-au ordonat să se oprească. Și aceste forțe au suferit pierderi grele, 70.000 de morți și răniți, asta însemnând cam 30% din efectivul angajat în campanie. Tratatul de pace de după război s-a încheiat la Paris, în februarie 1947, și a presupus semnarea păcii de către statele învingătoare cu fiecare țară membră a axei. României nu i-a fost recunoscut statutul de învingătoare, deși, în ultimul an de război, a pus umărul la înfrângerea lui Hitler. Cei trei ani în care România a susținut aproape necondiționat mașinăria de război germană au cântărit decisiv în catalogarea României drept stat învins. România a fost obligată să plătească daune de război în valoare de 300 de milioane de dolari, toți Uniunii Sovietice. Posibil ca această sumă să nu ne spună nimic, dar haideți să vedem care erau veniturile României în anii respectivi. În 1938, anul de apogeu al economiei României, veniturile țării erau de 880 de milioane de dolari. Ca urmare a pierderilor teritoriale din 1940, venitul României în 1944 era de 440 de milioane de dolari. În 1945 era de 519 milioane de dolari, iar în 1946 de aproximativ 461 de milioane de dolari. Anul 1947 a fost și mai slab, mai ales dacă avem în vedere efectele secetei din 1946 care a afectat întreaga țară, dar mai ales Moldova. În acest context putem înțelege cât de mare era suma pe care România, o țară distrusă de război, a trebuit să o plătească prietenei Uniunea Sovietică. România încheia războiul așadar cu pierderi semnificative de vieți omenești, circa un milion de morți și un alt milion de răniți, distrugeri de locuințe și clădiri publice, dar și cu pierderi teritoriale: nordul Bucovinei, Ținutul Herța, Basarabia și Cadrilaterul. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns s-a pricopsit și cu un regim comunist de sorginte sovietică. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut, vă rugăm să ne dați un like, un share și eventual un subscribe, dacă nu ați făcut-o deja. Numai bine!